Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Fermierii din mai multe județe au solicitat urgentarea procedurilor de constatare a pagubelor în toate zonele afectate de secetă. În multe cazuri, comisiile s-au lăsat cu mult așteptate spre disperarea agricultorilor. În Telorman au fost înregistrate astfel de cazuri, chiar dacă acest județ nu a fost grav lovit de calamități. În zonele afectate, dacă plouă, fermierii intenționează să întoarcă în cel mai scurt timp culturile de toamnă în favoarea celor de primăvară. Altă mare problemă ce am auzit-o de la prietenii mei, un prieten dorea să întoarcă grâul, era daună 100%, da? Daună totală, cum se zice, și nu venea comisia de specialitate de la... Ce motiv aveau? Nu au timp, oricum era semnat optim, era data de 25 aprilie, și trecuse 25 aprilie și omul nu putea să întoarcă cultura de grâu și să intre la semănat campania. Să constate paguba. Că nu se constată daunele și nu venea nimeni să-i constate daunele. Dacă întorcea pe proprie răspundere, nu mai primea nicio despăgubire. Foarte, foarte... Am înțeles că totuși a fost întârziat o săptămână. Și eu zic 25 aprilie, era bine să semne pe 15 aprilie, pe 25, să prindă un pic din... Dar după 25 aprilie au mai durat o săptămână, 10 zile, până a putut să-și întoarcă cultura. Mare problemă și asta, și mulți mi s-au plâns, mulți prieteni din estul țării, din Dobrogea, din Tulcea, din Urziceni, am 3 prieteni, toți mi-au spus, nu veneau comisiile să... Aici sunt zone ce știți, aveți colegi fermieri, sunt zone care au fost calamitate? Nu. Aici nu. Au fost câțiva care începuseră puțin să plângă. Vă zic, 10%? 2 mai sau... Da, ok, da. Haide să nu mâniem pe Dumnezeu ce e acolo. Nu. Noi dacă ne plângem... Nu. Eu zic că e totul ok aici. De profesie sunteți marinar, ați prins drag de agricultură, dar pe unde vă duceți să-l luați și pe băiatul dumneavoastră cât de cât să fure din tainele meseriei? Păi i-am cumpărat acum o combină nouă și în 2-3 ani am înțeles că vrea să o piloteze, nu? Nu, Alex? Te aduci cu tatăl tău prin culturi să vezi cum crește porumbul, cum crește floarea soarelui, cum se prezintă grâul? Da, m-a dus. Și? Îți place? De multe ori m-a dus și îmi place. Seceta a lăsat fermierii fără furaje. Mulți dintre ei renunță la animale și sunt nevoiți să le ducă la abatoare. În județul Tulcea, fermierul George Cristea are peste 300 de capre și speră ca autoritățile să înțeleagă disperarea crescătorilor și măcar acum, în al 12-lea ceas, să le întindă o mână de ajutor. Dacă anul trecut recoltele la cultura de lucernă erau destul de bune și ne permiteau să trecem iarna, anul ăsta, din păcate, de pe suprafață de 32 de hectare n-am reușit să recoltăm decât 7-8 baluți la hectare. Soluții, în afară de a băga mâna în buzunar, nu văd altele. Dar de unde cumpărați? Aici e problema, încă nu se face pe nicăieri. Într-adevăr, noi mai avem o a doua variantă, să zic așa, suntem foarte apropiați de Balta Marea Brăilei și acolo se irigă. Asta ar fi singura noastră soluție, să ne putem cumpăra furajele de acolo sau din import. Sunt crescători de animale care spun că ar fi trebuit ca și ei să primească sume considerabile de bani, ca cei din vegetal, să beneficieze de sisteme de irigații, tocmai pentru a-și putea uda pășunile, ca animalele să aibă unde să pască. Într-adevăr, norocul nostru este că beneficiem și de o fermă vegetală. Dacă am fi stat doar la mila cerului și doar la ce ar paște oile, caprele pe pășune, nu am fi putut să le ducem până nici măcar până în momentul ăsta. Dacă nu se găsește de mâncare până la urmă, sunt crescătorii nevoiți să abandoneze animalele, pur și simplu să renunțe la ele, să le abatorizeze? Altă soluție nu este. Noi, dacă nu suntem susținuți sau de autorități sau de Dumnezeu, nu avem cum să mergem mai departe cu efectivă de animale. Din punctul meu de vedere, doar autoritățile ar putea să rezolve problema asta, implicându-se mai mult până rezolvarea problemelor. Spre exemplu, noi suntem la doar 3 km de Dunăre, suntem prima treaptă de pompare. Am putea să beneficiem, dacă autoritățile s-ar implica, am putea să beneficiem maxim 12-15 ore de apă.
Prăbușirea prețurilor la carnea de porc de la poarta fermei nu se regăsește și la raft, cel puțin pentru moment. Crescătorii de suine spun că prețul de 5 lei pe kilogram în viu de animal îi va determina să renunțe la ferme. Cu toate acestea, în magazine, un kilogram de carne superioară de porc se vinde cu mult peste 20 de lei. Se pare că această situație este cu atât mai gravă cu cât importurile nu au scăzut deloc și creează o concurență neloială producătorilor români. Lucrurile nu au început să se deblocheze. Stăm foarte, foarte prost. Am cumpărat purcelul cu 110-115 euro și astăzi prețul pe care ni-l oferă abatoarele e undeva la 5 lei. Dacă dumneavoastră faceți o matematică simplă și mulțiți 110 kg cu 5 lei, tot nu vă dă. Până la urmă, prețul la raft depășește 20 de lei sau cu puțin sub 20 de lei. De ce această diferență destul de mare? Din păcate, se aduce foarte multă marfă din afară. Se preferă marfa din afară, pentru că noi nu avem niciun lanț românesc. Marfa din afară este mai scumpă față de porcul care pleacă de la fermă cu 5 lei kilogramul? Nu știu dacă e mai scumpă. Cumva și dânșii produc la fel cum producem și noi, dacă nu mai scump, că cerealele noi le exportăm către dânșii și dânșii ne aduc produsele direct făcute. Nu. Cred că suntem pe o piață competitivă și producem în același fel. Se preferă totuși carnea din afară pentru că aici are, să zicem, o vină în ghilimele și consumatorul. Am vorbit și cu prietenii și cu toată lumea. Noi, când te duci la supermarket, te uiți ceea ce cumperi, vezi dacă e marfă românească, dacă e să ne ajutăm și noi, între noi, nu. Atunci când investiți într-un porc, la cât se ridică toate costurile? Astăzi se ridică undeva în jurul la 8 lei, datorită prețului la porcel care a fost foarte mare. E un preț pe care întotdeauna diferă în funcție de porcelul mic. De aceea am luat decizia de a renunța la creșterea de porc gras și a renunța aproape la jumate din efectiv. Noi producem undeva la 9.000 de porci pe an, produceam 9.000 de porci pe an și acum o să producem undeva la 4.000 de porci, dar integrați, adică vom face scroafe, vom face și reproducție. Un mediu prielnic dezvoltării unei culturi bogate implică o serie de componente specifice, dintre care apa, mai presus de toate, reprezintă elementul universal necesar apariției dezvoltării și susținerii acesteia. Irigarea terenurilor folosind sisteme noi și inovatoare care să le ușureze munca fermierilor este prielnică, așa că un tânăr inginer din Prundu, județul Giurgiu, s-a hotărât să își tehnologizeze întreaga activitate și nu regretă absolut deloc. Vreau să vorbim un pic despre necesitatea asta de a iriga și despre nevoia de a investi în tehnologie. Ce avem aici ca și unitate de udare de irigat? Aici avem un pivot cu care irigă pe o rază de aproximativ 535 de metri. Este foarte simplu de utilizat, are un panou de comandă modern și marele lui avantaj e că pentru operarea lui trebuie să apeși două butoane și să-l lași să-și facă treaba. Practic poate lucra aici un om mai puțin pregătit, instruit, din momentul în care tot sistemul e pus la punct. Da, el se poate comanda și de pe telefon eventual. Din punctul meu de vedere e bine să-l comanzi manual pentru că faci o inspecție implicit. Care sunt lucrurile cele mai importante pe care ar trebui să le cunoască fermierii care vor și să facă irigații, să investească în astfel de sisteme? Păi, în primul rând trebuie să verifice dacă au debitul de apă necesar pentru astfel de instalație, pentru că consumă foarte multă apă. E un debit minim? Asta în funcție de instalație, de suprafața pe care o irigă și, bineînțeles, instalațiile se pot configura și ele la rândul lor pe un debit minim la 24 de ore, ele așa se calculează. De exemplu, această instalație, nu știu dacă vedeți aici, poate să ne irige 5 mm de apă în 24 de ore. Ce vrei să transmiți autorităților? Urgent? Ai nevoie de ceva? Ai găsit o soluție? Dă-o mai departe, în scris. Și nu te duce cu vorba la vecini. Și nici la rude. Stai în gospodăria ta. AgroTV te ține conectat cu lumea agriculturii. AgroTV te ascultă. AgroTV este vocea ta.
vremuri ca acestea, când fermierii sunt greu încercați pe toate părțile, mai sunt și agricultori care se bucură de recolte frumoase și bogate. Este vorba și despre doi fermieri din județul Telorman, comuna Islaz, tată și fiu, care lucrează hectare întregi de pământ și care acum se uită cu mândrie la porumbul pe care îl vor recolta în acest an. Mai mult, aceștia au și câteva sfaturi pentru cei care își doresc o cultură la fel de sănătoasă ca a lor. Vorbim și de un hibrid mai generos, dar cred că și de un teren care a reușit să îmbine fericit tehnologia cu hibridul. Da, în primul rând faptul că e o solă întreagă, cu masarea, clar. Avem monocultură, semănăm aici, ăsta e al treilea an de că semănăm porumb. Practic, când am făcut schimb cu celălalt fermier, vedeți foarte bine că este foarte curat. Ce cantități așteptați anul ăsta de la hibridul de aici? Dumnezeu să ajute, noi zicem că undeva peste 10 tone. E funcție de cantitatea de precipitații care o va primi, în special la polenizare. Mai e ceva de așteptat, mai sunt ceva emoții. El e iarbă verde acum și nu putem să ne pronunțăm cu certitudine asupra producției care se va obține. Lucrările care se fac în primăvară să se facă cât mai la suprafață, adică nu mai mult de 2-3 cm sub sămânță. Lucrarea de pregătire a patului germinativ, iar prășitul nu mai mult de 2-3 cm, doar pentru a întrerupe capilaritate. Simbol al iubirii și al frumuseții, trandafirul este de departe cel mai bun ambasador al sentimentelor noastre, considerat pe bună dreptate regele florilor. Această floare extraordinară are nevoie de toată atenția horticultorilor. Cum putem avea în gospodărie cei mai frumoși trandafiri, ne spune colega mea Elena Picu. Locul pe care îl alegem pentru a planta trandafirii trebuie să beneficieze din plin de lumină directă, pentru că soarele este leacul tuturor problemelor pe care le pot avea aceste plante, fiind esențial și pentru a obține flori mari și cu petale bogate și parfumate. Este foarte important ca udatul trandafirilor, dacă apa de ploaie nu este suficientă, să aibă loc numai dimineața de vreme sau seara după apusul soarelui. Trandafirii iubesc apa sau nu? Nu cere apă multă. Trandafirul, dacă vreau să-l forțez, îi bag apă și mi-l umflă imediat. Mie îmi trebuie să stea el mai încet, mai din ce crește, din ce e mai uscat, din ce îți dă floare mai bogată. Așa am făcut experiența, că cu asta mă dau cu capul de ele. Dacă îi băltez prea rău, mi-i forțează dintr-o dată, brusc. Vine căldura și cu apa aia multă, înflorește și nu apucă să lege petalele alea multe. Trandafirii iubesc căldura, însă de multe ori aceasta favorizează apariția unor boli, de aceea trebuie să combatem dăunătorii aplicând la timp tratamente eficiente. Și mai este un lucru esențial, stropirile se fac fie dimineața de vreme, fie seara mai târziu. Are pretenție numai de stropiri. Stropirile, dacă nu le dai stropire la trandafiri, în special acum când vine căldurile, intră făinarea, purici aia verzi, mi se așează aici în vârful bobocului și mănâncă bobocul, vârful bobocului e plin de purici verzi. Dacă nu-i tratez, nu-mi dă floarea frumoasă. Pentru a ne bucura mai mulți ani de trandafirii noștri, este important ca înainte de venirea sezonului rece să îi sepăm adecvat, iar tăierile să le facem primăvara de vreme, păstrând doar lăstarii tineri, iar uscătura să o îndepărtăm, pentru ca tufele să fie în permanență bine aerisite. Este marți, nu trebuie să vă mai spunem ce înseamnă acest lucru pentru cei interesați de banii care vin de la Bruxelles. Ovidiu Ghinea adună ca de fiecare dată cei mai buni specialiști în domeniu și timp de 2 ore vă stau la dispoziție cu toate răspunsurile atât de importante pentru dumneavoastră. Toate mesajele vor merge către consultanții prezenți în studioul talk show-ului nostru Agricol, pentru că noi vă ascultăm, noi suntem vocea dumneavoastră. Domnilor și domnilor, și în această seară vă invit să urmăriți Agricultura la Raport. Vorbim despre bani, discutăm despre finanțare, implicit despre accesarea fondurilor europene. Vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să participați, să ne trimiteți întrebări pe pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la Raport. Așadar, începând cu ora 20, voi veni în fața dumneavoastră cu oameni bine instruiți, cu oameni care știu să întocmească proiecte. Urmăriți cu mare atenție dezbaterea noastră de aici, de la AgroTV.
La Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași există o clinică care oferă o gamă largă de servicii sanitare dedicate animalelor. Asistența sanitar-veterinară este asigurată zilnic de către cadre specializate și de către studenții din anii terminali. Consultații și tratamente în regim de urgență, internare sau pentru supraveghere post-intervenții chirurgicale. Suntem în laboratorul de radiologie și imagistică a Facultății Medicină Veterinară din Iași. Aici se realizează examene imagistice, respectiv examene radiologice și ecografice. Pacienții care ajung trimiși din oraș de colegi de ai noștri sau pacienții care vin direct la facultate și au nevoie de examen imagistic, apelează la noi. Și noi decidem dacă trebuie examen radiologic sau examen ecografic. Folosim aparatura care se observă aici. Avem un aparat de radiologie fix și un aparat de radiologie mobil. Avantajul principal la acest aparat mobil este că cu ajutorul acestui braț, da, se pot realiza incidențe și poziții mai deosebite. De exemplu, un cățel, un câine care are dispnee, care respiră foarte greu, nu îl putem culca pe o parte și cu ajutorul aparatului mobil îi putem face radiografie din poziție verticală. Ce alte afecțiuni mai ajung la dumneavoastră și cum mai puteți dumneavoastră interveni datorită dotărilor de aici? Afecțiunile sunt diverse. Cele mai frecvente sunt traumatismele. Da? Căței și pisici care sunt eventual lovite, pisicile căzute de la înălțime mai mare, ajung la noi și facem examen radiologic de obicei pentru aparatul locomotor, dacă există o afecțiune sau o leziune în zona respectivă, sau ecografie dacă suspicionăm leziuni ale organelor interne, respectiv organele abdominale. Legat de acest laborator, avem și serviciul de cardiologie care l-am dezvoltat și putem face și analize speciale în acest domeniu, cum ar fi ecocardiografie, electrocardiografie și tensiometrie. Rezervația de Zimbri-Neamț este o arie protejată de interes național aflată pe teritoriul administrativ al comunei Vânător-Neamț. În această zonă de protecție se mai întâlnesc familii de urs brun, de cerbi sau de căprioare. Recent, un turist a surprins niște imagini grozave cu un pui de zimbru în culmea fericirii. Imagini senzaționale cu un zimbru jucăuș și amuzant într-o pădure din Parcul Natural Vânători-Neamț într-o filmare realizată de Mihail Busuioc de la Ronsilva. Zimbrii sunt monitorizați permanent de specialiștii de aici. Zimbrul a fost reintrodus în fauna țării de silvicultorii români în urmă cu 6 decenii, la peste 200 de ani de la dispariția sa din fauna României. Pentru o selecție riguroasă și o perioadă de acomodare, specialiștii de la Ronsilva eliberează natură în fiecare an exemplare de zimbri. Numărul zimbrilor în libertate a depășit 44 de exemplare, 15 dintre aceștia fiind născuți în libertate. Parcul Natural Vânător-Neamț, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și natural-administrative de Regia Națională a Pădurilor Ronsilva, este situat în nordul județului Neamț. Atelierele Alcedo, a treia ediție, s-a desfășurat pe platforma agricolă de Veselu din județul Olt. Au participat firme implicate în industria de vânzare a inputurilor, firme care au primit explicații cu privire la tehnologiile care se aplică într-un an secetos, cum este 2020. De precizat că în ediția din acest an, practic, au fost 3 evenimente cuprinse în această inițiativă a companiei Alcedo. Practic, s-a închis un ciclu de rotație de 6 ani pentru a permite culturilor să atingă adevăratul potențial. Astăzi
după cum se vede în aceste ateliere, în microloturi, soiurile se prezintă bine, mulțumitor pentru această etapă. Tehnologia este una care poate fi utilizată sau poate fi accesată de majoritatea fermierilor, pentru că în acest atelier trebuie să prezentăm lucrurile așa cum sunt. Nu trebuie să avem ajutor cu irigații sau cu produse care să ne aducă un spor de producție în orice condiție. Trebuie să prezentăm tehnologii care pot fi accesate de marea majoritate a agricultorilor, pentru că ăsta ar fi rostul acestor întâlniri. Este încă un an în care avem de învățat. Boruiem problema, care a fost presiunea de boli, am văzut prezente, cu toate că am făcut tratamente, dar am zis, un program echilibrat de protecție fitosanitară, am văzut presiune de rugină. Nu atât în așa măsură încât să avem probleme, dar sub pragul economiei de dedăunare. Dar putem trage observații și putem prezenta colegilor noștri fermieri care sunt lucrurile ce sunt bine de avut în vedere în protecția culturilor, mai ales în zona aceasta. De aceea nu trebuie să ne luăm întregi cu natura și noi trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi, prin lucrările solului, în primul rând, printr-un semănat de calitate și, în primul rând, la cerealele păioase. Să avem în vedere să nu mai semănăm foarte adânc aceste semințe, pentru că, practic, inhibăm puterea de înfrățire acestor soiuri performante. Vom vedea, pentru că de multe ori natura nouă ne dă de învățat, văzând cum arată acele boabe care au încolțit la margine de lan. Nu mai semănăm adânc, densitatea de semănat. Trebuie să înțelegem că trebuie să semănăm boabe germinabile pe metru pătrat, nu kilograme. De aceea trebuie să avem o sămânță care este pregătită corespunzător, apoi pe lângă pregătirea corespunzătoare a seminței avem în vedere un tratament, pentru că tratamentul înseamnă atât fungicid cât și insecticid. Mai ales că acum nu mai avem voie să utilizăm neonicotinoidele, trebuie să avem în vedere că un insecticid pentru protecția față de dăunătorii din sol, mă refer aici în primul rând la viermi sârmă, și am văzut în această primăvară foarte multe sole compromise de la atacul viermelui sârmă, atât la porumb cât și la floarea soarelui. Deci, un tratament cu un insecticid, cum avem aici prezentat în tehnologia noastră Langis, fungicidul amiral, care împreună cu Langisul și microfertul, un fertilizant foliar care e prezentat ca starter, el dă o valoare mai bună procentul acestui tratament, deoarece pe anumite soluri știm foarte bine că piretroizii se descompun foarte rapid. Deci trebuie să dăm valoare un tratament, trebuie să știm totul despre solul nostru ca tratamentul să-și găsească pe deplin investiția. Aflat într-o permanentă schimbare, ritualul călușului este întâlnit în mai multe sate din țară în preajma sărbătorii rusalilor. Îmbrăcați sau nu în haine distinctive, specifice, călușarii își duc mai departe menirea declarând război elelor, protejând comunitatea de duhurile rele care stau la pândă îndeosebi în această perioadă. Vă invităm să urmăriți un material dedicat acestui superb obicei. Domnul primar, o tradiție frumoasă pe care o respectați aici la Prundu, tradiția călușului. De câți ani joacă oamenii ăștia în formula asta și haideți să le explicăm telespectatorilor care nu cunosc în ce constă această tradiție. Da, călușul se joacă la Prundu de foarte mult timp, nu știu, mai aduce nimeni aminte de când se joacă, sunt 100 și ceva de ani, da, probabil mai mult, da, de când se joacă călușul. Eu pot să vă povestesc despre călușul de care mi-amintesc eu, care are un vătaf. Vătaful este Marian, e în fața noastră. Ce semnifică acest dans, acest joc pe care îl faceți în perioada asta de rusalii? Semnifică alungarea duhurilor rele și, cum să vă spun eu, avem un jurământ între noi, un legământ, care menținem astea 3 zile. Ce spune jurământul ăsta? Să fim uniți, să nu greșim, da, să nu abandonăm echipa în astea 3 zile, indiferent de situație, să mergem înainte cu toți. Aveți de asemenea un steag, care ce semnifică, ce reprezintă? Jurământul, legământul nostru al călușarilor. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile AgroTV. În continuare, vă invităm să urmăriți AgroMeteo. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere!